pastile cu iod în farmacii, însă oamenii nu știu nici de ce să le ridice și nici când ar trebui să le ia. Cu toate acestea, autoritățile îndeamnă populația să le ridice și să le administreze doar în cazul unui accident sau atac nuclear. Peste 2500 de farmacii din țară eliberează gratuit pastilele cu iod pe baza unei rețete de la medicul de familie. De ce sunt recomandate pastilele de iodură de potasiu de Ministerul Sănătății? Pastilele de iodură de potasiu sunt recomandate a fi luate de populație din farmacie și păstrate la domiciliu pentru a putea fi folosite în eventualitatea unui accident atomic. Pentru că dacă se întâmplă o tragedie de genul celui care a fost la Cernobâl, există posibilitatea ca aerul, apa și unele dintre alimentele pe care le consumăm să fie contaminate cu iod radioactiv. Pentru a opri tiroida în a folosi acel iod radioactiv, îi dăm înainte ca norul radioactiv să ajungă la noi iodul acesta din iodură de potasiu, care este un iod curat, bun, și în felul acesta ea va fi saturată cu iod și nu îl va mai utiliza pe cel radioactiv. La ridicarea pastilelor cu iod din farmacii, fiecare persoană va semna un acord prin care este informată cu privire la efectele adverse ale acestor comprimate. Ele vor fi administrate doar de către persoanele de până în 40 de ani în cazul unui atac nuclear sau unui accident nuclear și doar la recomandarea medicului. Este o repartizare pe vârste a dozelor de iodură de potasiu și este foarte important ca pacienții să întrebe medicul pentru fiecare membru al familiei în parte ce doză este recomandată. De asemenea, e foarte important ca tabletele să fie păstrate undeva în siguranță la domiciliu, în condiții normale de păstrare a medicamentelor și să nu le administreze dacă autoritățile nu fac acest anunț. În luna iulie, la începutul campaniei de distribuție a acestor pastile, doar puțin peste 1200 de persoane au ridicat comprimatele din farmacii. În august însă s-a înregistrat o creștere semnificativă și peste 214.000 au ridicat pastilele. Totuși, oamenii sunt reticenți pentru că nu au informații clare cu privire la efectele pe care le au aceste pastile. V-ați consultat cu medicul de familie în legătură cu pastilele de iod din farmacii? Nu. Credeți că ne ajută în cazul unui atac nuclear la ceva aceste pastile? Am văzut un documentar, Cernobâl, ceva legat de asta, dar nu am nicio cunoștință în domeniu. Tu crezi că te vei duce să-ți iei pastilele cât de curând? Dacă nu mă informați voi, în legătura asta nu m-aș vrea. Dar probabil să mă interesez și... Da. Să fac un research. Sincer, nu. Pentru că și inclusiv la ora de istorie mi s-a povestit despre chestia asta. Nu mi-a vorbit doctor de familie, dar m-a vorbit profesoara de istorie. Deci îi mulțumesc ei că mi-a vorbit despre asta și ne-a spus foarte clar că nu. Este un efect negativ asupra corpului nostru, asupra tuturor din toată lumea. Am auzit ceva, dar... N-ați discutat cu domnul de familie, medicul de familie? Nu, că n-am ajuns. Crezi să v-ați duce? Dacă sunt bune, da, m-aș duce, de ce nu? Medicii susțin însă că pastilele sunt eficiente dacă sunt administrate conform recomandărilor. Sigur că au efect. Ne dorim foarte mult să prevenim utilizarea de către organism a iodului radioactiv emis în cazul unui accident atomic. Nu putem face acest lucru decât saturând tiroida cu iod dintr-o sursă pe care o considerăm sigură. Nu e recomandat să le administrăm în afara vârstei de recomandare sau în afara unui accident atomic. Ele nu se folosesc la voia întâmplării. De asemenea, există și persoane care au contraindicații și în momentul în care se prezintă la medicul de familie, acesta va stabili pentru fiecare pacient în parte dacă beneficiază de tratament, în ce doză. Pastilele trebuie administrate doar la indicațiile autorităților și doar în doza specificată de medicul de familie.